Hei, e mânând biscuiții lui Leo. Biscuiții de bebeluș sunt atât de buni. Să fac acest vlog pentru a vă pune la curent cu motivele pentru care noi am plecat din Bali și ce s-a întâmplat de atunci și unde urmează să plecăm acum pentru 2-3 luni, fiindcă a venit visa lui Leo. Ok, o să încerc cât mai rapid să vă duc prin tot parcursul și motivul pentru care nu am mai postat, care de fapt este foarte clar, dar în Bali, cât timp am stat acolo, apropo, m-am gândit să fac un video cu 7 motive pentru care să te muți în Bali și 7 motive pentru care să nu te muți în Bali, așa că cine îl dorește să lase comentariu și vă spun ce s-a întâmplat, peste ce obstacole și probleme ne-am lovit noi, deci probleme ne-am lovit cât timp am stat acolo. Ideea este că acum nu este cea mai bună perioadă pentru a merge acolo, categoric, și cred că nici la anul nu va mai fi sau măcar va fi poate după jumătatea anului viitor. Momentan oricum este închis și nu poți să intri, cred că doar cu viză plus carantină plus multe altele. Noi când am ajuns acolo, 3 săptămâni am stat în carantină. În situația în care pur și simplu nu puteam să ieșim altundeva în afară de alte hoteluri la care trebuia să îți cumperi cameră, deși noi aveam vila noastră închiriată. Și nu prea avea sens, după ce ai vila ta închiriată, să mai rezervi o noapte la un hotel, o noapte la un hotel, doar pentru a experimenta insula. Fiindcă pe plajă era armata. Era armata pe plajă și nu puteai să intri nici măcar să faci baie. Au fost multe zile când a fost așa și a fost pur și simplu complicat, fiindcă nu puteam să ne bucurăm de lucrurile care erau acolo. Restaurantele erau închise, cafenele erau închise, practic totul era blocat și totul era în stand-by și nu se știa exact când se deschide și dacă se va deschide, așa că o perioadă a fost ok până am început să iasă lui Leo în dinte și până am început să ne epuizăm atât de tare încât îmi venea să plâng din diferite motive. Nu știu dacă era depresie postnatală sau lucruri de genul acesta, dar știu sigur că nu mai rezistam, fiindcă la un moment dat munceam atât de mult ziua și călătoream cu Leo și făceam 2-3 ore pe drum dus, întors, până în anumite locații, noaptea dormeam câte 2 ore maxim legate. Alăptam, era, filmam, pozam, lansam cursuri, era destul de complicat. Așa că după 2 luni am hotărât să ne întoarcem acasă pentru o lună, dar s-a lungit puțin, fiindcă am așteptat să vină viza lui Leo. Așa că, după multă oboseală și plânsete și nervi și perioade în care ziceam de ce facem asta, de ce ne puizăm până la ultimul moment, că până la urmă majoritatea femeilor sau persoanelor care stau acasă cu copilul, stau acasă cu copilul un an, doi. Căței! Dar noi, pur și simplu, am zis, nu, gata, dăm tare și facem tot ceea ce vrem să facem. Și a fost ok până la un moment dat. Dar, cum am mai spus, perioada noastră în care am venit aici în România s-a prelungit puțin, fiindcă trebuia să stăm doar o lună. Acum ne-a venit viza lui Leo, în 2, maxim 3 săptămâni. Plecăm în America. Nu știm exact cât vom sta, dar cu siguranță vom sta peste 2 luni. Să vedem cum ne simțim și cum ne acomodăm. Vrem să luăm rulota, vrem să plecăm în mai multe state, nu într-unul singur. Vom avea baza în Arizona, în statul Arizona, și de acolo ne vom muta în diferite zone. Vrem să mergem și în Miami. Sunt mai multe destinații în care vrem să ajungem. Iar după, desigur, în decembrie trebuie să ne vedem cu gașca din We Are One Travel în Mexic, pentru 10 zile în Mexic. După aceea, revelionul încă nu știm unde să-l facem, vrem poate să-l facem în Dubai sau poate rămânem acasă, fiindcă după plecăm direct în Italia la ski. Deci programul nostru este destul de încărcat, iar aici, cât timp stăm în România, am planificat acum, poate de asta n-am mai fost activă pe YouTube, programul cu mămici, unde dacă vreți puteți pur și simplu să intrați pe linkul acesta și descărcați e-book-ul pentru mămici, care este gratis, și dacă ești o viitoare mamă sau ai o prietenă sau știi pe cineva care este însărcinată, o să îi fie de folos acest e-book. Și am primit atât de multe feedback-uri frumoase de la voi, încât mi-ați spus, vrem să le cunoaștem pe femeile acestea, vrem să aflăm mai multe, cum intrăm în contact cu ele. Așa că mi-ați dat idei pentru a lucra la un alt proiect. Iar pe lângă asta, vreau să vă dezvolui curând care va fi profesorul cu care noi am discutat despre investițiile noastre și cum ne managerăm banii și în ce să-i punem, bursă, cripto, imobiliare și așa mai departe, și o să vi-l prezentăm cât de curând. Oricum, tipul este genial, este super smart, este milionar din treaba asta și chiar dacă, surprinzător, are doar, nu chiar vârsta noastră, dar nu cu mult, să zic așa, este foarte aproape de vârsta noastră. Și toată ziua, acum cât timp stau prin casă, nu fac foarte mult, în afară de mâncare pentru Leo, fiindcă de fiecare dată mi se pare că trebuie să aibă mâncare proaspătă și în același timp îi pun mâncarea la abur și o dau prin blender, dar după vreau să aibă și mâncarea bucăți, legumele, fructele, pentru a le simți, pentru a vedea textura, pentru a simți mai bine gustul și
acest lucru necesită foarte mult timp, având în vedere că eu vreau să rezolv și cu proiectele, și cu plecările, și cu mutatul. Spun mutat fiindcă nu pot să zic plecăm în vacanță, că în vacanță un om pleacă într-o săptămână, două, trei, maxim trei săptămâni, cel puțin din punctul meu de vedere, când ești la o vacanță. Iar când zici că pleci două, trei luni, te gândești că te muți temporar în altă zonă. Fiindcă la câte lucruri trebuie să luăm cu noi, adică acum, de când suntem cu Leo, că dacă nu înainte, pentru mine era pur și simplu, luam doar câteva haine pentru mine și asta era. Acum cu Leo nu mai este atât de simplu și trebuie să luăm cărucior, scaune de mașină, haine de vară, de iarnă, fiindcă ce știi pe unde vom mai ajunge și cât vom sta acolo. Dar sunt foarte, foarte încântată de tot ceea ce urmează și nu știu dacă v-am spus, dar urmează un proiect atât de mare la anul pe care l-am visat de 5 ani de zile și l-am pe vision board și tot mă rugam să se întâmple și în sfârșit văd că prinde amploare și că există șanse ca la sfârșitul anului viitor să vă pot spune despre ce este vorba, că până atunci vor mai dura lucrurile și mie îmi place în general să spun ceea ce simt și să spun ce mă motivează, ce îmi doresc, dar în același timp păstrez cumva secret până când se întâmplă proiectele, fiindcă nu vreau să spun un lucru care nu știu sigur că are finalitate, așa încât să vi le dezvolui pe toate și dacă sunteți aici cu mine, promit că o să începem să postăm din America, fiindcă o să avem rulota și o să plecăm în unele dintre cele mai frumoase destinații acolo. Și o să vă luăm peste tot cu noi, fiindcă mi-am promis, la fel ca și în Bali, ați văzut că a fost o perioadă până pur și simplu nu am mai rezistat, având în vedere că eram doar noi doi și încercam să-l facem pe toate, când chiar am filmat aproape zilnic, dacă nu, oricum le-ați văzut și pe story, vă vom lua cu noi și vă vom arăta cele mai frumoase zone din America pe care noi le considerăm și le-am văzut acum 4-5 ani, dar acum vom fi cu Leo, deci călătorim în 3...